Este voie să judeci vasul de lucru? Pe aceeași linie de... Cum? Este voie să judeci vasul de lucru? Po ce fați De oală sau de pliv? Mă gândesc că aici dar o prorocie. Să, de exemplu, să adică, judeci un adică să Adică pus, îi pus un pic greșit. Nu pe om să-l judeci. Lucre. Prorocia să-l judeci. Aia vrea să întrebe. Nu? Pentru că omul e una și prorocia e alta. Pe om poți să-l judești. Măi, tu prorocești, tu predici, tu ești în fruntea unui popor, dar tu faci asta, faci asta, faci asta. Tu poți să-l judești și să-l iei la întrebări. Prorocia pe care o face Dumnezeu prin el, acolo greșești dacă te bași să judeci fiindcă prorocia îi e în trei trepte și tu nu cunoști poate niciuna din ele. Este prorocie ca dar de prorocie care vine în timpul vorbirii în altă limbă. Și în timpul vorbirii în altă limbă, Pavel zice să prorociți fără să împedecați vorbirea în limbi dar unul are numai 3-4 cuvinte în altă limbă și prorocia zice 20 de cuvinte românește. Și iarăși oamenii se potignesc, pentru că ei ar aștepta, dacă sunt 10 cuvinte în altă limbă, să fie 10 în românește. Dar nu-i vorba de aia. Aici darul vorbirii îi una și prorocia e alta. Ea de pot să meargă simultan, dar nu-i una și aceeași, nu-i legat de o altă. Este, în schimb, darul vorbirilor în felurite limbi. Și atunci cine are darul vorbirilor în felurite limbi, în fiecare rugăciune va observa el însăși că se schimbă limba. Acum ai o limbă și după aia vine altă limbă. Și când va proroci, aproape că vei cunoaște din vorbirea în limbă ce are să spună. Fiindcă asta este nu numai o prorocie, ci devine și o tâlmăcire a limbiilor. Și ce mai perfectă prorocie e aceea care vine fulger, încât omul nu poate gândi nimic, nu poate ști cum zic oamenii, ce mă lua gura pe dinainte. Așa am văzut în Turda cu privire la un frate Andraș care a plecat din Turda, în America, și un copil de vreo 12 ani se scolă în picioare în adunare și strigă la el. Dacă ți-a în cap să nu mai vii înapoi, nici acolo nu vei lucra. Dar la nu o proroci niciodată, nici până atunci, nici după aia copilul. În schimb, atunci l-a folosit Dumnezeu. Ăsta a venit în siatle, toți l-au primit cu mare ala, era un om plin de Duhul Sfânt și așa. Și Antimie era plăpând, tânăr și așa. L-a pus păstor. Și i-a promis atât, și atât să stea acolo o făcucină, s-a urcat pe mașină și o plecat din Seattle la Portland. Dar nu a ajuns la Portland, că o paralizat pe drum și paralizat o murit. Deci fiți atenți, prorociile se manifestă în mai multe feluri. Dar nu-i de disprețuit nici prorocia aia simplă pe care unii datorită credinței mici pe care o au, ei nu pot proroci decât așa. Poporule, bucură-te în Domnul, poporule, unește-te, poporule, sfințește-te. Și așa. nu e de disprețuit. Prorocul va proroci în măsura credinței lui. Mai departe. Pe aceeași linie de idee, cum este o tălmăcire? Cum este o tălmăcire? Cum? Cum este o tălmăcire? Sau cum se poate desfășura ea? Pă, tot așa, n-ați auzit de atâtea ori. Odată au fost, de exemplu, dar și aici am auzit că au fost doi inși care folosa darul tălmăcirii, doi proroci în România. Nu i-ați auzit? Nu? S-au manifestat acei. Odată au venit fratele Diaconescu și eram aici pe bancă și prin mine a ieșit vorbirea în altă limbă și Diaconescu a primit tâlmăcirea. Dar frații noștri, unii atât au fost de experți în Biblie, că la urmă au zis, nu și la Hozan, ce o trebuie să-l încurce pe Diaconescu? <laughs> Fiindcă ei nu au priceput că e vorba de o tâlmăcire a limbilor. Vezi? pentru că nu exersează darurile. De exemplu, și aici, acum, sunteți mulți băieți și fete care sunteți botezați de Domnul. Ne-am rugat de două ori, dar n-am auzit pe niciunul mă, vor să cu putere, vorbirea în limbi. Și asta trebuie în orice rugăciune, trebuie să o audă toată lumea, că de aia ți-o dat Dumnezeu darul. Mări să fie Domnul!